Bine, v-am regăsit. O alarmă cu mai multe semne de întrebare. Alerta de ieri seara de la Franzeluța trezește mai multe nedumeriri celor care au urmărit evenimentele de la fabrica de pâine din strada Sarmizece-Tusa. Toată lumea a rămas surprinsă de operativitatea de care au dat dovadă polițiștii, care la un minut de la anunțul despre prezența unei bombe la întreprindere, deja erau la fața locului cu banda de protecție întinsă. Iar în câteva minute acolo era și un procuror. Trezește nedumerire și răbdarea polițiștilor care au tot amânat intrarea în clădirea fabricii ca a doua zi să dea vina pe procuror că nu ar fi luat toate măsurile ca să faciliteze accesul acestora. Pe fundalul acestei agitații la fabrica de pâine, zeci de angajați ai întreprinderii își continuau liniștită activitatea. Unii dintre ei nici nu au bănuit că ar fi supuși pericolului unei explozii. Trebuiau oare acești oameni evacuați de urgență sau păstrați la locul de muncă pentru a nu întrerupe procesul de coacere a pâinii? Este o altă întrebare din șirul celor care nu au încă un răspuns clar. Despre acțiunile și bâlbele autorităților de la fabrica Franzeluța discutăm cu invitații acestei ore. Este vorba de colega mea, Valentina Canașina, seniorul editor la Publica TV, fostul viceministru de interne, domnul Ghenadie Cosovan, și președintele Asociației Juriștilor Creștini-Democrați, domnul Radu Bușilă. Așadar, începem de la evenimentul de ieri seară. Valentina Canașina, la câteva minute după ce colega noastră, aflată la fața locului, a intrat cu un live, a descoperit că în spatele ei se produce ceva misterios. Nu ce a fost s-a întâmplat? Așa. A fost, de fapt, puțin altfel, ceea ce ne-a adus la gândul la care ne-a adus. Deci, aseară, la orele 19 și 16 minute, colega noastră, Doina Pânzaru, care se afla lângă sediul combinatului Franzeluța, ne-a sunat și ne-a informat despre faptul că în jurul sediului sunt mai mulți polițiști și că este împânzit de acea panglică galbenă și că deja a reușit să vorbească cu polițiștii care i-au spus că, de fapt, este vorba despre o alertă cu bombă la Franzeluța. După aceasta, imediat, au fost mai multe intervenții telefonice de la Ministerul de Interne, de la Comisariatul General de Poliție și, respectiv, de la oamenii legii, noi am aflat că la orele 19 și 15 minute a parvenit un apel telefonic despre această alertă cu bombă. O persoană necunoscută a spus că timp de 2 ore în sediul va exploda această bombă. Respectiv, acum, dacă să ne gândim la orele despre care este vorba, 19 și 15 minute, a parvenit un apel telefonic la poliție. 19 și 16 minute, colega noastră ne spune că vede mai mulți polițiști, că sediul deja este împânzit și deja a reușit să și vorbească cu ei și să-i spună că este vorba despre o alertă cu bombă. În acest caz, eu, ca jurnalist, mă întreb în cât timp au ajuns încolo, în câteva secunde și timp de câteva secunde au reușit acest lucru să-l facă, sau polițiștii au venit înainte de a fi acest apel telefonic, dacă a fost. Dacă a fost, încercăm și noi să aflăm aceste lucruri. Ni s-a promis că am putea să intrăm în discuție împreună cu domnul Gheorghe Malec, șeful de la Departamentul Urmărire Penală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Deocamdată nu răspunde nimeni la telefoanele pe care le dau colegii noștri către Ministerul de Interne. Vă amintim că domnul Roibu Alexei, ministrul de Interne, împreună cu purtătorul de cuvânt de la MAI, Eugen Onică, sunt peste hotare. Încercăm și insistăm să obținem un răspuns de la Ministerul de Interne, să vedem cum rămâne cu aceste cifre și în cât timp poate să reacționeze un detașament de la Ministerul Afacerilor Interne, pentru că aici în studio este și fostul viceministru, domnul Cosovan. Domnule Cosovan, credeți că într-un minut poliția poate să reacționeze la o alertă cu bombă? Vi se pare un termen rezonabil pentru Republica Moldova? Cazurile excepționale, numai decât este necesar o reacționare promptă. Reșind din faptul că fabrica Franzeluța se află vis-a-vis de un sector de poliție, eu cam aș admite că cineva din polițiști în timpul ăsta puteau să se deplaseze la fața locului. Însă nu știu când a apărut automobilul, bomb tehnic și alți... Deci vă spun eu, aproximativ în 20 de minute au venit la fața locului și geniștii.
Da. E timp suficient de la Ministerul de Interne se deplasează până la fața locului, undeva în 15 minute. Dar ceea ce vă spuneam mai înainte este că la 19 și 15 minute a fost apel la poliție, iar la 19 și 16 minute, colega noastră care se afla la Franziluța ne-a povestit ceea ce a văzut deja de câteva minute. Adică că este o panglică galbenă, adică că sediul este împânzit, că polițiștii deja sunt la fața locului și deja încearcă să intre în sediu. Adică era o chestie de câteva minute deja. Vă dați seama că până ea vede, până ei tragă această panglică, până discută cu ei... Să știți, situația de la Franzeluța mi-aduce aminte de o poveste din copilărie despre Gogoașa. De la Bunelu am fugit, de la cineva am fugit, însă dacă o luăm mai serios, noi suntem toți martori la o rușine națională. Când în loc organele de drept să-și îndeplinească obligațiunile de serviciu în combaterea infracțiunilor, în descoperirea infracțiunilor grave care au avut loc în ultimul timp, noi deja observăm că astăzi avem o confruntare între ele, ce cred că nu ne face față și din contra cetățenii noștri, speranțele care aveau că o să fie situația sub control, asigurarea ordinii publice o să fie la un nivel înalt. Dar cine este Gogoașa, domnule Cosovan? Poliția sau întreprinderea Franzeluța? Eu cred că cam întreprinderea Franzeluța este deja o gogoașă. Da. O gogoașă. Că parcursul, după câte o țin minte, începând cu 2000, încoace numai probleme. Erau în... Iar Ministerul de Interne este cei care încearcă să prindă această gogoașă. Dincolo de această fabulă, domnule Bușilă, dacă ajungem la cifrele pe care le-a vehiculat aici colega noastră, 19 și 15 se primește apelul cu alertă de bombă, 19 și 16 minute, deja polițiștii sunt la fața locului. Vi se pare un termen rezonabil? Repet întrebarea. Nu este vorba de un termen rezonabil. Este vorba că polițiștii au fost acolo cu ceva timp înainte de apelul respectiv și este clar pentru toată lumea. Nu trebuie să ne ascundem după degete. Trebuie să spunem adevărul pe nume. Este nevoie de pus mâna sau stăpânit această instituție și această stăpânire nu poate fi făcută altfel decât prin intervenția organelor de forță. Pentru că acestea nu pot fi oprite de către serviciile de pază și protecție. Da? Aceste scheme, aceste artificii au mai fost folosite și cu alte ocazii, și la casa radio, și în alte momente când, ca să intervină într-o încălzire, într-o încăpere, este nevoie de un motiv, de a distorsiona situația din la întreprindere respectivă. Eu vreau să spun că orice polițist poate intra orice încăpere, spațiu privat, public, cu o autorizare, dacă este nevoie, specială anterior, și efectua ancheta, investigațiile sale operative, dacă este nevoie. Dacă sunt urmărite alte interese, se procedează, iată așa cum am văzut în cazul dat. Și în cazul dat, ce interese ar fi urmărite? În cazul dat, noi trebuie să discutăm despre independența poliției, despre imparțialitatea acțiunilor lor, despre demilitarizarea poliției, despre reforma în general a Ministerului, a politizarea poliției, despre reforma Ministerului de Interne. Vreau să vă duc la cunoștința dumneavoastră că eu, împreună cu colegii mei, 2 ani în urmă, chiar am făcut și o conferință de presă, am elaborat 2 legi. Legea în redacție nouă cu privire la legea cu privire la poliție și legea cu privire la statutul polițistului, în care am revăzut acele practici europene pe care le-am dorit să fie implementate și în Republica Moldova, în care polițistul să fie nu militar, ci un funcționar public cu statut juridic special, trebuie să fie grade profesionale, ministrul de interne trebuie să fie o persoană civilă și multe, multe alte, implementarea reformei privind poliția comunitară și multe, multe alte chestiuni. Credeți că aceste două astăzi documente poliția este vorbiți, una politizată și este domnule de foarte Bușilă, mult vor timp intra și iată avem reforme. Vizorul Consiliului Național de Reformare a Sistemului de Drept din Moldova? Eu nu cred în aceste Consilii Naționale de Reformare. Este foarte ușor, dacă vrei să reformezi instituția respectivă, adopți legea, o trimiți de la guvern la parlament, o adopți și reformezi, nu faci tot felul de consilii. Mai ales că legile respective noi le-am trimis atât la minister, la guvern și la parlament, 2 ani cred că stau undeva pe rafturile de acolo. Și acum se fac tot felul Valentina de show-uri. Canașina, ca să revenim la subiectul nostru cu care ne-am lansat, așadar la 19 și 15 cei de la poliția au primit apelul cu alertă de bombă la 19 și 16 minute. Colega noastră a sunat în redacție și ne-a anunțat că acolo este mare agitație la întreprinderea Franzeluța și că între timp polițiștii deja au încercuit
exact. Clădirea administrației și nu permit nimănui să intre. Am urmărit aseară în direct și imagini în care colega noastră era dată afară din acest perimetru în care se presupunea că era o bombă. Cum a procedat colega noastră mai departe? Mai departe, care la au fost orele, la ei, orele 19 și 20, ea a intrat în direct și ne-a povestit tot ce se întâmplă acolo. Însă aici eu aș vrea să fac o specificare și să întreb și pe domnul Cosovan, care a lucrat mai mult timp în Ministerul de Interne și știe mai bine, cunoaște toate procedurile. Ceea ce am observat noi și astăzi, de fapt, am aflat și ni s-a confirmat că la fața locului nu a fost urgență. Mai mult ca atât, spitalul de urgență nu a înregistrat un apel de la poliție să vină medicii la fața locului. Ăsta este răspunsul primul care ne-au dat. Peste câteva timp, totuși, ei au revenit și ne-au spus că a fost un apel, să spunem așa, verbal. Cineva de la comisariat i-a sunat unui medic și i-a spus acestui medic că în caz de ceva vom avea nevoie de o echipă. Aș vrea să vă întreb care este de fapt procedura în cazul în care este un apel telefonic despre alertă cu bombă. Cum se procedează? Eu o să fac așa niște, să nu deschid niște lucruri specifice a activității operative de investigație, însă în Ministerul de Interne există un ordin respectiv care prevede punct cu punct modul de comportare a lucrătorilor de poliție, începând cu unitatea de gardă și la finisarea operațiunii. În acest caz, într-adevăr, la fața locului se depresează în primul rând unitatea specializată bomb tehnic a Ministerului de Interne, care se ocupă nemijlocit cu dezamorsarea, forțele de asigurare a pazei circulare a obiectului respectiv și în mod eu aș spune că în mod sigur trebuia să fie chemat acolo, e scris al pe negru, sunt invitați pompieri, medicii și se întreprind careva măsuri de evacuare a cetățenilor. Dacă e o întreprindere destul de mare, atunci trebuie nu numai un autobuz, dar trebuie de făcut un stat major care este la fața locului. Cu atât mai mult că era vorba de o întreprindere cu mai mulți angajați. Domnule Cosovan, cum să înțelegem aceste mici neînțelegeri dintre procuratură și poliție? Pentru că, spre exemplu, observațiile celor de la poliție de azi dimineață din cadrul emisiunii Publica Report era că nu există o colaborare între polițiști și procurori. Unde ar trebui ei să colaboreze? Să știți, eu vreau să răspund de momentul cât m-am aflat în Ministerul Afacerilor Interne. Între subziunea care o conduceam eu și subziunile care le conduceam eu cu Procuratura Generală, erau permanent o colaborare, o interacțiune permanentă și fructuoasă. După cât știu eu, și acum această colaborare este. Însă, în diferite cazuri, în diferite momente, apar careva abateri de la, poate spunem, viteza care ar trebui să fie investigat acest caz. Asta nu trebuie de atribuit la faptul că nu este o conlucrare. Părerea mea că un lucru foarte negativ este când se încearcă de aruncat pietrele în unul, în grădina altuia. Deoarece aceste lucruri aduc la, din contra, la răutățirea colaborării între subziunile respective. Și eu cred că dacă Ministerul de Interne a făcut astfel de declarații, îi privește. Dar cât eu cunosc, careva divergențe între colaboratorii operativi și chiar și ofițeri de urmărire penală și procurori, cam nu există. Ce spuneți, domnule Bușilă, despre aceste mici înțepături între poliție și procuratură? Din câte am observat în declarațiile domnului prim procuror general, intervenția în forță a avut scop drept deturnarea situației. Deci, într-un fel, acapararea clădirii sau pedepsirea agenților de pază care activau acolo într-un fel semi-legal sau în mod ilegal, ci nu anume atentatul cu bombă presupus sau deci motivul care a stat la intervenția respectivă. Eu observ cum organele de forță, colaboratorii de poliție sunt folosiți în anumite dispute de acapararea unor zone de influență economice, ci nu în depistarea și în
identificarea infracțiunilor, infractorilor și așa mai departe. În acest caz, dacă trebuie în primul rând găsită, identificată acea persoană care a făcut acest apel telefonic și văzut dacă nu este unul fals sau unul inventat, în primul rând. În al doilea rând, trebuie de văzut ce fac colaboratorii de poliție în continuare, dacă atentatul cu bombă nu s-a adeverit. Ce acțiuni întreprinde ei mai departe? Dacă au stăpânit și au o stăpânire asupra fizică, asupra sediului respectiv, atunci putem vorbi despre abuzul de putere, chiar despre excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu. Acțiuni care sunt prevăzute de codul penal și anume de articolul 327-328. Deci, sub aspectul legal, trebuie să facem o analiză juridică, în primul rând, a situației create. Dacă nu s-a adeverit atentat cu bombă, oamenii legii trebuie să plece de acolo și să-ți lasă atribuții legale în privința agenției de pază. Și încă un moment de precizare, dacă doriți. Agenții de pază care activează acolo, în baza unui contract încheiat între directorul firmei și agenția de pază respectivă, chiar dacă este poate fi lovit de nulitate actul respectiv, el este un act juridic și poate fi lovit de nulitate dacă în cazul în care este atacat prin intermediul instanței de judecată, iar atâta timp cât nu există un alt act care anulează contractul respectiv, el este în vigoare. Deci agenția de pază își desfășoară perfect legal activitatea în cu atât mai mult că dacă urmărim legislația, astăzi nu există nicio agenție de pază de stat. Toate au trecut pe picior egal, iar articolul în convenisem ieri cu invitații din studio este învechit și trebuie reformulat. Deci, îmi permiteți mie vă rog, domnule Bușiră, intervin, pentru că în acea perioadă m-am aflat și eu la cele proteste în 2004 la Casa Radio, împreună cu colegii mei, atunci a fost nevoie de scos în afara clădirii Casei Presii acei jurnaliști care au declarat greva foame în clădirea Casei Presii, împreună cu deputații care de asemenea i-au ajutat, i-au susținut. Atunci a fost nevoie de o alertă cu bombă declarată în care au venit o echipă mare, destul de mare de polițiști, care au evacuat toate persoanele, inclusiv cei care făceau grevă. Ce să înțelegem, domnule Cosovan? Că dacă vrea poliția, intră. Dacă nu, mai așteaptă afară. Să știți, eu nu vreau să cred în acel fapt că este un lucru intenționat, adică cineva a sunat intenționat ca să elibereze Franzeluța, deoarece, dacă luăm anii trecuți, în 2004, tehnologiile informaționale erau la un nivel, dar acum se poate de constatat cu precizie de metru aflarea celui care a telefonat și persoanele care au făcut acest lucru, desigur că și-au dat seama și își dau seama că o să fie depistați. Părerea mea că totuși cineva e posibil și intenționat să făcut acest lucru, iarăși folosindu-se de litigiile dintre două părți. Când spuneți că cineva a făcut-o intenționat ca să se distreze sau să îi facă pe polițiști să intre acolo? Să agraveze situația actuală, să o agraveze mai tare și să-i atragă în joc toate organele drept. Vedeți acum de cap în cap procuratura, colaboratorii de poliție, au apărut policienii, ceva, tot e lucru destul de interesant. Ceva se întâmplă acolo. Ce se întâmplă, domnule Bușilă? Este o evidentă acaparare a sediului societății. Păi, dar nu au reușit până la urmă. Cei de la Bercut rămân în clădire. Dar este și normal. Ei au un contract în care, în baza căruia desfășoară activitatea sa. Și Ministerul de Interne, alt motiv decât bombe false de a intra în clădire respectivă, nu are. Pentru că dacă eu sunt un polițist și vreau să vin, trebuie să am un motiv. O crimă, o infracțiune și așa mai. Dacă eu nu am, n-am ce căuta în clădire respectivă. Este logic, nu? Eu revin la ideea. Noi ne uităm sectorial în orice problemă. Noi trebuie să abordăm problemele din punct de vedere sistemic. Revin la ideea reformării Ministerului de Interne. Este un caz tipic în care angajații Ministerului sunt folosiți în reglări de conturi, da? Este un clar pentru toți clar. Eu sunt convins. Atunci, dacă nu există în sintagma în legea cu privire la poliție că ordinul ilegal nu poate să nu fie îndeplinit de către un colaborator de poliție, în momentul de față, un ordin, chiar și oral, dat ilegal, el este obligat să-l îndeplinească. Și ei nu au nicio vină în situația dată.
Trebuie schimbată legislația, reformat Ministerul de Interne, demilitarizat și conferit statut asta de funcționar civil. Asta ni se promite. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ați venit în studio aici pentru a înțelege până la urmă ce s-a produs aseară și cât de real a fost alerta cu bombă de la Franzeluța de ieri seară. Rămâneți cu Public ATD. Vom reveni neapărat pe marginea acestui subiect ca până la urmă să scoatem la iveală ce s-a produs ieri seară. În câteva minute discutăm despre 28 iunie, o sărbătoare sau o zi de doliu.